Bărbatul a făcut reclamație la Protecția Consumatorului Suceava, iar această instituție i-a dat câștig de cauză și a decis returnarea dobânzii și anularea clauzei abuzive. Banca a contestat decizia în instanță, dar și instanța i-a dat dreptate bărbatului și a dispus recalcularea dobânzii. Numai că banca nu s-a conformat, a recalculat dobânda în alt mod, dar valoarea nu a scăzut cu mult. Suceveanul a făcut o a doua plângere în instanță și s-a ajuns iar în justiție. Tribunalul Suceava i-a dat câștig de cauză și a cerut recalcularea dobânzii. Banca a fost amendată cu 5.000 de lei și amenințată că dacă nu pune în aplicare decizia, va fi suspendată activitatea unei agenții din municipiul Suceava de pe strada Curtea Domnească. Ce le-ați recomanda oamenilor care au probleme cu băncile? Ce să facă? Eu, personal, după experiența care o am, să vină neapărat până pe ce putere este mult mai mare. Pentru că și prin avocat, case de avocatură se poate, dar aici este brațul legii. Este un departament al Ministerului Justiției, legea este cu backup în spate. Nu a ce se face, iar deciziile executive care sunt trebuie executate neapărat pentru că măsurile ați văzut. Li s-a pus în vedere că dacă nu aduc un act adițional în măsura limitelor legii, se va închide punctul de lucru. Deci asta ca măsură. Știu că acum 2 ani de zile am impresia a fost închis un punct de lucru la Vot Bank Ploiești sau Pitești, ceva tot pe neexecutare. Mulțumim Dumnezeu, s-a rezolvat deocamdată, vedem ce act adițional semnăm până la urmă, dar vă spun, de asta trebuie să verific în 3 părți, ca nu cumva să mai fiu agățat încă o dată. Spuneți-ne, ce valoare avea creditul dumneavoastră? 200.000 de euro. Și acum, ca să râdem un pic, le-am spus colegilor din Marea Britanie, eu sunt cetățean britanic, de asemenea stau acolo și am spus, măi, eu plătesc 2.000 de euro pe lună rată, ce m-a întrebat, dar unde stai, în Chelsea? Păi cu banii ăștia plăteai o rată de aproape la un imobil, ce-o fi el, de 1.700.000 de lire. Deci dobândă era mult mai mare decât 3% era. Deci dacă aș fi luat același credit în Marea Britanie, de asemenea alte recomandări de genul că trăim în epoca de piatra bankingului, un coleg care este executive director la o bancă locală, când am încercat să văd, atunci când am început acțiunea în proces, să văd totuși unde mă aflu, am vreo bază reală, n-am vreo bază reală și el mi-a spus acum 3 ani de zile, nu-ți fă probleme, pentru că codul bancar european se va unifica. Deci directivele bancare europene vor veni și asupra sistemului de bancar românesc. Domnul a făcut o reclamație ca și consumator împotriva băncii și inspectorul care s-a ocupat de caz a făcut constatările necesare, iar împotriva procesului verbal societatea a făcut contestații. Normal că am reprezentat în instanță, fiind contestat procesul nostru verbal, jurista instituției se ocupă de caz în justiție. Banca a fost și somată că se va închide un punct de lucru dacă nu respectă decizia instanței. Nu, deci ca măsură n-a fost, în afară de amenda respectivă, să dea și o măsură complementară. Deci măsura complementară a fost recalcularea dobânzii conform cursului Euribor, începând cu 2010. A fost greu pentru juristul dumneavoastră, pentru instituția dumneavoastră? Au fost totuși 2 procese. Atât timp cât procesele verbale sunt făcute bine și sunt respectă legea, deci în principal primul lucru e ca inspectorul sau comisarul, cum ne numim acum, să întocmească bine procesul verbal și, bineînțeles, juristul care este pregătit în domeniu, conform legilor în vigoare, rezolvă situația, rezolvă cazul. Ce le-ați recomanda cetățenilor care au probleme cu băncile? Același lucru, să reclame, dacă consideră că sunt nedreptățiți, să reclame la instituția noastră și, încă o dată, în funcție de legislația în vigoare, le vom da un aviz favorabil sau nefavorabil. În această săptămână, Gabriel Mândrescu a fost chemat la bancă pentru a semna un act adițional prin care banca a scăzut dobânda la credit. Bărbatul poate acum să ceară și despăgubiri.